pauza acestei partide. Să vedem atacul lui Saint-Martin. L-a văzut ieșit pe Stanca, încearcă lobul, bară! Ce bijuterie a încercat Lucian Saint-Martin. Stanca, în disperare de cauză, a reușit să împingă balonul cu vârful degetelor în transversală. Ar fi fost al doilea gol primit printr-un lob de Stanca în această partidă. Execuție de bijutier a lui Saint-Martin, cel care a mai marcat un gol spectacular.